Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean vă invită la teatru. Una dintre cele mai populare creații ale dramaturgiei românești, piesa Tache, Ianche și Cadâr cu Doru Ana, Nicolae Urs și Paul Chiribuță în rolurile principale, va fi jucată duminică 15 martie la ora 19:30, bineînțeles la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva. O piesă despre toleranță, prietenie și dragoste, o capodoperă a literaturii interbelice care aduce în scenă o temă de actualitate, relațiile interetnice, va fi jucată pe scena Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva. Comedia în trei acte, Tache, Ianche și Cadâr, scrisă de Victor Ion Popa, este povestea a trei negustori dintr-un orășel de provincie, un evreu, un român și un turc, care sunt legați pe viață de o prietenie ce nu ține cont de barierele religioase și sociale. Protagoniștii locuiesc în case identice, își împart mâncarea și nu-și fac concurență. Liniștea lor este însă zdruncinată de o idilă, fata evreului îndrăgostindu-se de băiatul românului, lucru de neconceput pentru tați, dar este restabilit de către turc, care pune la cale un plan care să-i mulțumească pe toți. Biletele pentru spectacolul ce va avea loc duminică 15 martie, începând cu ora 19:30, sunt puse în vânzare la prețul de 70 de lei și pot fi achiziționate de la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, de luni până vineri, între orele 8:00 și 16:00, sau online de pe startickets.ro. Informații suplimentare și rezervări se pot obține la numărul de telefon 0721 055 037.